discuții cu serviciile din subordine și cu domnul primar Alen Coliban vis-a-vis de această perioadă care urmează pe partea aceasta de curățenie, asfaltare, marcaje rutiere și așa mai departe. Am vrut ca toate să fie corelate și să avem această campanie amplă de intervenție în municipiul Brașov. Din păcate, vedeți că vremea nu ne ajută, chiar dacă astăzi dăm startul acestei campanii. Încă vremea este capricioasă, dar asta nu ne va împiedica, cel mult ne va face să decalăm o zi, două programul, pentru că, evident, astăzi nu putem demara acțiunile de curățenie planificate. Luna curățenii de primăvară urmează să înceapă astăzi și va dura până în 16 aprilie. Vom avea o amplă acțiune de salubrizare în toate cartierele municipiului Brașov, care va cuprinde următoarele activități de salubrizare. Curățarea nivelelor, mânturare manuală și mecanizată a străzilor și a trotuarelor, greblarea zonelor verzi, întreținerea și igienizarea cursurilor de apă, ridicarea depozitărilor accidentale. Deșeurile rezultate ca urmare a acestei activități vor fi depozitate lângă punctele de colectare a deșeurilor menajere, cât mai compact, urmând ca acestea să fie transportate de către operatorii de salubrizare la depozitul ecologic. În aceeași perioadă, vom executa lucrări de igienizare a cimitirului municipal, care constau în ridicarea depozitărilor accidentale, măturarea aleilor, transportul deșeurilor rezultate în urma salubrizării cimitirului la rampa ecologică a municipiului Brașov. Totodată, toți cetățenii care doresc să renunțe la obiectele din gospodărie care nu mai prezintă utilitate sau pur și simplu fac curățenie generală și doresc să se dispenseze de lucruri nefolositoare, altele decât deșeuri menajere, o vor putea face în locurile special amenajate la platformele de gunoi sau în containere de 8 metri cub de culoare portocalie, care vor fi dispuse pe domeniul public. Vă reamintesc că este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a molozului rezultat din demolări, care au un regim special. Cele 60 de locații unde au fost amplasate aceste containere sunt aceleași ca și în anii trecuți. N-am să le enumăr acum, am să le pun la dispoziția dumneavoastră și a cetățenilor pe fiecare cartier cu străzile și toate indicațiile necesare. Pentru situațiile când deșeurile rezultate în urma curățenii de primăvară nu pot fi depozitate în aceste containere, îi rugăm pe cetățeni să comunice telefonic la adresa Serviciului Urmărire Contracte, Salubrizare și Dezăpezire, în vederea ridicării, la numerele de telefon 0268 405 000, interior 127 253 sau 254. Sau, pur și simplu, la dispeceratul primăriei Brașov, la numărul de telefon 0268 405 000. Societățile de salubrizare cu care municipalitatea are contract vor asigura transportul deșeurilor rezultate în urma efectuării curățeniei de primăvară. Campania de plantări.